Adolescența este, din punctul meu de vedere, o perioadă foarte frumoasă în viața unui om, în același timp și o perioadă de foarte multă vulnerabilitate. Cred că este o vârstă în care copiii devin adulți și este vârsta în care își caută identitatea și dacă nu au modele bune în jurul lor, pot să facă alegeri care apoi să le regrete. Pentru mine, adolescenții sunt un grup cu care îmi place să lucrez cel mai mult, pentru că reprezintă o provocare. Nu mai sunt copii, deci încă nu-ți mai iau totul de-a gata, tot ce le spui nu o primesc de-a gata, însă încă totuși au nevoie de persoane adulte în jurul lor care să îi ghideze, care să le ofere un model. Și cred că lucrul acesta mă motivează foarte mult și cred că sunt încă maleabil, încă se pot schimba și încă pot fi influențați în bine. Am fost implicată în campanii școlare pe tema educației sexuale. În principal am mers în clase de gimnaziu, 5-8, și au fost foarte multe surprize pentru mine, în sensul că am descoperit că adolescenții aveau mai multe informații decât mă gândeau eu că au, din păcate din surse puțin credibile. Ei folosesc internetul ca sursă de informație și nu întotdeauna acest lucru este ok. De asemenea, noi în Iași desfășurăm acele întâlniri pe Clubul Tinerilor sau Centrul de Resurse pentru Adolescenți, în care în fiecare săptămână primim grupuri și livrăm anumite teme, diverse. De la teme ce țin de relațiile de pereche, gen gelozia în cuplu sau teme de sexualitate, până la teme de cum să comunice mai bine, cum să-și învingă frica de a vorbi în public. O altă temă am avut despre anxietate, la modul general. Deci, practic, încercăm să le oferim un cadru în care ei să se întâlnească, să se descopere pe ei înșiși și să învețe ceva ok pentru ei. Un feedback valoros este dacă adolescentul vine și a doua oară. Și faptul că mulți dintre ei au venit și a doua și a treia oară a însemnat că le place și că li se pare util. Iar ca feedback verbal din ce am primit de la adolescenți este că aceste teme îi ajută foarte mult, cunosc lucruri noi pe care nici măcar nu știau că ar putea să le cunoască și își deschid orizonturi noi. Cred că oferirea unor cadre în care ei să se întâlnească și să poată să împărtășească experiențe, să poată să învețe de la persoane mai adulte, sunt niște lucruri foarte ok. Acum, ceea ce cred că este nevoie este o mediatizare mai mare în rândul adolescenților, astfel de centre. În sensul că foarte puțini adolescenți află că există aceste centre. Și atunci, cred că dacă am reușit să ajungem la un număr mai mare de adolescenți și dacă am putea să oferim această alternativă, școala de vară, din punctul meu de vedere, s-a desfășurat foarte bine. Obiectivele noastre a fost să inițiem pe adolescenți în educația sexuală așa cum considerăm că este sănătoasă și să le oferim o informație de calitate. Am încercat să punem accent atât pe ceea ce ține strict de partea sexuală, fizică, ce implică anatomia corpului, boli, dar și pe ceea ce înseamnă emoții, responsabilitate, modul în care iau decizii, modul în care își modelează valorile. Și feedback-ul pe care l-am primit de la ei a fost că au învățat lucruri noi, că au început să se cunoască pe ei înșiși și să vadă lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Pentru că până acum raportarea lor la sexualitate se rezuma strict la partea fizică. Și cred că măcar dacă pleacă cu ceva de aici, este faptul că sexualitatea este un concept mult mai larg și că trebuie să fie responsabil pentru deciziile pe care le iau. Să nu se grăbească să devină adulți. Au tot timpul să-și savureze anii, dar nu în modul în care să ia niște decizii necugetate pe care apoi să le poată regreta, ci în modul în care să experimenteze lucruri frumoase, să beneficieze de oportunitățile pe care le au, să cunoască oameni noi, să plece în afară cu burse, să caute oportunități de dezvoltare personală, măcar acum când au atât de mult timp. Să comunice mai mult cu ei, să le ofere iubire necondiționată, chiar dacă li se pare că adolescenților s-au transformat și că au devenit recalcitranți, ei încă au nevoie și vor avea nevoie toată viața de iubirea părinților și de atenția lor. Și să încerce să-și amintească cum era când erau ei înșiși adolescenții.